au cu coloranți, au tot felul de minuni, că și n-au gust. Că dacă ar fi, de exemplu, te duci și iei o bucățică din aia care e scumpă, care n-are, știi, euro sau... Și 600-700 ca să iei un kilogram. Aceea ești convins să o iei și o mănânci cu plăcere, că are alt gust. Dar dacă iei din asta lan care e plin cu apă, eu cei mai prost și cei mai prost e cel mai rău. Au mai mult aspect comercial. Sunt mai mult... Nu sunt așa, cum se făcea odată. Mai uscate, mai... Ba, mai mult fierte, mai mult... Colorant mai este, că carnea de la producător e altfel, fierbe mai repede, se gătește mai bine, are un miros mai plăcut, pe când asta la altă din comerț poți să speli vasele și fără detergent, că nu rămâne crăsipi. Marii producători de semi-preparate sunt monitorizați constant de către Comisarii Protecției Consumatorului. Verificări se fac și la agenții economici. Monitorizăm cu maximă atenție toate unitățile care comercializează aceste produse, dar și unitățile care le produc, mă refer la carnea de pui, la cremvuș. Micii operatori economici preiau carnea ca și refrigerată, după condițiile în care aceasta nu se vânde, ei din proprie inițiativă o congelează. În astfel de situații, operatorii economici sunt sancționați. Comisarii Protecției Consumatorului vă recomandă să fiți cu ochii în patru atunci când doriți să cumpărați mezeluri sau produse din carne. Consumatorii trebuie să fie și ei atenți atunci când cumpără aceste produse, să fie atenți la informația pe care o are fiecare pungă, caserolă, ce este ea, să citească, să vadă dacă într-adevăr operatorul economic a păstrat acel produs la... Temperatura care este dată, care este cerută practic de către producător, în condițiile în care nu este păstrată la această temperatură, e clar că apar probleme în trasabilitatea produsului. Amenzile care pot fi aplicate pentru agenții economici prinși că produc mezeluri contrafăcute variază între 15.000 și 20.000 de lei, iar pentru cei care le comercializează între 5.000 și 10.000 de lei. În cazurile grave se poate suspenda și activitatea firmei.